Iar eurodeputatul Maria Grapini cere modificarea tratatului Uniunii Europene într-o scrisoare deschisă adresată chiar președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta consideră că singura soluție pentru evitarea blocajelor din Consiliul European este renunțarea practic la unanimitatea în cadrul acestui Consiliu. Astfel se poate evita tratamentul discreționar și abuziv al unui stat membru și stăm de vorbă în acest moment cu doamna Maria Grapini, europarlamentar. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția la Antena 3 CNN, doamna Grapini. Bună dimineața și bună ziua tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Da, și în afară de acea scrisoare, la care trebuie să vă spun că deja au semnat susținerea scrisorii mele și colegi din Letonia, colegi din Cehia, problema este că s-a reușit a se pune pe ordinea de zi acest subiect. Mâine se va discuta la Parlamentul European la acest subiect al scrisorii mele și anume demararea unei proceduri de schimbare a tratatului pentru a se renunța la votul unanimitate în Consiliu. Haideți să le explicăm puțin telespectatorilor concret ce vreți să fie modificat sau ce ar trebui modificat, doamna Grapini. Nu e vorba că vreau eu, e vorba că de ani de zile, cel puțin din 2014, de când sunt eu, blocajele la Consiliu sunt numeroase, însă ce m-a determinat să fac acum această solicitare este că niciodată un blocaj la Consiliu pe un anumit document legislativ votat de noi de Parlament și inițiat de Comisia Europeană nu este atât de grav ca votul din Jai din 8 decembrie. De ce? Pentru că Austria a votat negativ și a blocat acest regulament fără un temei juridic, adică la celelalte blocaje în Consiliu mai exista un motiv. Că trebuie să împărțim altfel banii la buget, că trebuie, dar aici nu există un motiv juridic și tocmai de aceea astăzi am mai trimis o scrisoare în care până la modificare, pentru că aceasta este un demers de lungă durată, dar mă bucur că l-am demarat eu și mă bucur că, iată, ieri am dezbătut în plenară și s-a adăugat pe ordinea de zi, mâine se dezbate acest subiect și anume modificarea tratatului pentru a nu mai fi unanimitate ca orice țară când nu-i convine ceva în context politic, eu știu, național, economic, să blocheze. Care au fost reacțiile pe care le-ați primit odată cu debararea acestui demers, evident plecând de la situația pe care o traversează țara noastră în momentul acesta, doamna Grapini? Eu zic că e de bun augur pentru că la jumătate de oră după ce am transmis colegilor, prima semnătură este exact de la o colegă din grupul verzilor, deci nu din grupul social-democrat, de la țara care deține președinția și anume Cehia. Deci este, spun eu, un demers salutat și de alți colegi. De altfel, de mult timp discutăm că trebuie modificat tratatul, pentru că unanimitatea nu este specifică democrației. Am mai auzit colegi, chiar colegi români care au spus, da, dar nu ne avantajează să nu mai avem unanimitate. Ba da, ne avantajează, pentru că și noi putem să facem o majoritate calificată cu alte țări, pentru că am văzut acum ce s-ar fi întâmplat dacă nu era unanimitate. Noi am avut o majoritate calificată. Celelalte 24-25 de țări ne-au susținut. Deci ar fi trecut votul. Este o nedreptate și eu cred că trebuie să facem această presiune, pentru că asta este de fapt reprezentarea în Parlamentul European și mandatul dat de români, să nu fim discriminați, să fim tratați egal. Mulțumesc foarte mult, doamna Grapini, pentru toate aceste explicații.